Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou material. După cum bine știți, analizele mele din săptămâna aceasta, o să cumpăr Bitcoin în acest range. Mi se pare o zonă incredibilă de buy și dacă o să ajungem aici, nici de cum nu o să mă sperii, pentru că asta constituie o zonă de buy masivă, iar aici este evident. Dar din perspectiva mea, cred că acesta a fost bottom-ul din ciclul acesta. Iar pentru că o parte din portofoliul meu, undeva la 5% mi l-am alocat shitcoin-urilor, dar în special proiectelor în fază incipientă, pentru că mă interesează, deoarece la listare pot să înregistrez anumite profituri. Astăzi vreau să vă prezint un nou proiect la care mă uit. Este vorba de Sonic Coin. Din nou, este un meme coin, așa că orice vom discuta în materialul de astăzi nu constituie un sfat financiar din niciun punct de vedere. Vă arăt ceea ce eu fac, așa că voi sunteți responsabili de fiecare investiție pe care o faceți. Nu vreau să puneți în spatele meu, vai Robert, ne prezinți un meme coin și am investit, nu mi-am făcut research-ul bine, am pierdut bani. Nu, sunteți responsabili, încerc să documentez anumite decizii pe care eu le iau, pentru că v-am arătat mai multe meme coin-uri pe care le-am avut în vedere în fază incipientă. Da, ok, ăsta e un meme coin care cumva e așa un fel de badass, da? Sonic is a speedy little bastard. Da, mă rog, astea propagande de marketing care îs faine, îs interesante, vedem așa un stil parțial minimalist și până la urmă oamenii rezonează cu proiecte de genul acesta, intră în tot felul de comunități, își alocă sume mici, $50, $100, $200, ca să investească în tokenuri de genul acesta și își asumă diferite riscuri. Eu sunt unul dintre ei, am o toleranță mai ridicată la risc și da, vreau să am în vedere proiecte de natură aceasta. Din nou, fiți foarte atenți, dar vedem că aici e vorba de 3 stagii, stagiu 1, stagiu 2, stagiu 3. Stagiu 1 constituie Token and Staking Development, Sonic Meme Creation și Sonic Presale Live, care este chiar aici. Pur și simplu ne conectăm cu un wallet MetaMask sau alt wallet. În punctul de față s-au strâns $222,000, iar pre-sale-ul o să oprească la $2,000,000. Putem prin USDT sau ETH, doar atenție pentru că pe ETH știți bine că fiurile, adică comisioanele, sunt destul de mari și la buy, dar și la sale, da, să aveți lucrurile acestea în vedere. Avem Sonic Staking Launch în Stage 2, Marketing Campaign Deployment și Sonic Boom Sell Out. Mă rog, nu știu ce constituie neapărat lucru ăsta, dar o să vedem pe parcurs, sunt investit în foarte multe proiecte. Stage 3, Build Community. Bine, cred că lucrul ăsta era eficient să-l fac în Stage 1, să construiești o comunitate, pentru că când vine vorba de meme coin-uri, comunitatea e extrem de prețioasă. Staking Rewards, adică vă puneți token-uri la staking și primiți anumite rewards. Speed Towards 100 meters, da, mă rog. Totodată, ce vreau să avem în vedere? Da, e bine să ne plimbăm pe comunitățile lor, să vedem ce fac aceștia, de exemplu, pe Twitter și cum stau. Sunt încă la început, nu au pus niciun post pe Twitter, așa că vreau să fiți foarte atenți, încercați să-i căutați chiar pe Telegram, da, și să le puneți tot felul de întrebări. Vedem că aici avem 636 de subscribers, adică sunt oameni care au interes pentru meme coin-uri, vreau să treceți lucrul acesta și aici putem să aflăm detalii. Dacă ceva nu ne place, atenție, nu ne băgăm. Da? Eu, din nou, mă uit la proiecte de genul acesta și mi-aloc sume nu foarte mari de bani și am niște bani pe care sunt dispus să îi pierd într-o oarecare măsură și totodată am mai făcut bani, am reușit să înregistrez profituri cu proiecte din astea în fază incipientă și cumva sunt pe plus. Deci pentru mine îi destul de mulțumitor. Am mai avut și tokenuri care nu mi-au ieșit, efectiv am avut, de exemplu, diferite tokenuri care au făcut dump la listare și au fost și un trafic mare, n-am reușit să înregistrez profituri, dar lucrurile astea evident le asumăm mai de la început. White paper-ul, dacă mă întrebați pe mine, nu știu cât poate să fie de relevant, pentru că proiectele de tipul acesta
se bazează pe comunitate foarte mult. Pe final, da. Nu uitați că în descrierea clipului avem exchange-ul celor de la Fairdesk, unde avem tot felul de secțiuni interesante, tranzacționare pe futures, care e una destul de relevantă, avem mai mulți tokeni pe care putem să-i tranzacționăm pe futures, comisioanele sunt eficiente, nu uitați să folosiți linkul meu în descrierea clipului pentru a beneficia de diferite reduceri și pentru a avea un bonus la prima voastră depunere. Secțiunea de copy trading e destul de complexă, are diferiți traderi interesanți, au un KYC super ușor, verificările durează extrem de puțin, așa că da, puteți să dați o șansă. Dragilor, nu uitați de un like, un subscribe și hai să ne vedem cu bine la noi materiale. O să vedem în săptămâna aceasta ce urmează pe Bitcoin și pe diferite altcoin-uri și încercăm să ne plasăm eficient. Vă salut cu drag!